de fapt era cam așa ceva. Bine să vezi dacă îți place ca să intri în politică. Așa. Nu să filmez ca și băieții de la Iubesc și de la Ploiești TV. Așa că filmează fără permis, da? Planurile mele ți le las și ție. De fapt era o încercare de a mă aduce în politică. Sau în partid? Din păcate, procurorii noștri au pus bătul, polițiștii, judecătorii, cu LCS-i mai bun. Să dă Chiabur sau ce-o mai vrea el, sau Lucian Corlătescu. Și toată tulburarea din Ploiești, Prahova și Muntenia se datorează la ceea ce s-a întâmplat.